În această săptămână vor demara lucrările la acoperișul căminului, urmând ca în viitorul apropiat să se finalizeze atât interiorul cât și exteriorul. Edilul speră ca până la finele anului sau cel târziu anul viitor să se semneze recepția finală a proiectului. Începând de săptămâna viitoare, vom demara acoperișul. Vom face acoperișul, urmând ca în viitorul apropiat să urgentăm exteriorul și interiorul. Și sperăm ca până la finele anului, cel târziu anul viitor, să fie finalizat. Investiția nu este deloc de neglijat, alocate fiind numai puțin de 7 miliarde de lei vechi, fonduri bugetare, dar și din economiile comunei. Avem pentru cămin acum 1,1 miliarde care începe lucrările săptămâna viitoare, după care ne mai trebuie la nivel de 6 miliarde până la finalizare. Banii vin de la buget, ăștia ce avem noi, avem din fondul de rulment un credit ăsta excedental la nivel de 1,1 miliarde și bineînțeles că ne-am făcut de așa manieră bugetul, încât și la școală să putem demara lucrările, să facem cu banii din bugetul local.